14 sportivi de la secția de judo din cadrul CSM Pitești au participat recent la o competiție desfășurată la Popeștile Ordeni. Aceștia au obținut în total 10 medalii, dintre acestea 3 fiind de aur, 5 de argint și 2 de bronz. În aceeași perioadă a avut loc Cupa Harghita, unde au participat de asemenea sportivi de la Clubul Piteștean, în condițiile în care s-a concurat doar la categoria sub 18 ani cu 4 judo, ca rezultatele sunt de asemenea pe măsură 3 medalii de aur și una de bronz. Având în vedere faptul că vor urma și două competiții oficiale la categoria sub 18 ani, rezultatele obținute de sportivi de la la CSM Pitești sunt de bun augur. În acest sezon, secția de judo de la CSM Pitești a avut un parcurs bun atât în competițiile amicale cât și în cele oficiale, antrenorii Cornel Pălărie și Valentin Ionită, având toate motivele să fie mulțumiți.